Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. În episodul anterior am văzut că rezistența unei companii în vremuri dificile de recesiune depinde foarte mult de capacitatea de restructurare, aceasta din urmă fiind direct proporțională cu marja de profitabilitate și invers proporțională cu ponderea costurilor fixe. Haideți să le analizăm pe rând pentru a vedea tehnici concrete de optimizare a acestora. În general, îmbunătățirea performanței financiare poate fi realizată prin mai multe metode. În primul rând, prin mixul de produse comercializate, atunci când majoritatea produselor vândute înregistrează o marjă inferioară de profitabilitate, iar compania trebuie să-și crească achizițiile pe segmentul produselor care pot genera un profit mai mare. În al doilea rând, prin creșterea economiilor de scală. Dacă profitul inferior nu este cauzat de profilul produselor comercializate, ci mai degrabă de o strategie de preț foarte agresivă a firmei cu discounturi oferite clienților. Atunci volumul vânzărilor trebuie să crească pentru a acoperi mai repede costurile fixe și să genereze un profit superior. În al treilea rând, diversificarea furnizorilor pentru reducerea costurilor de achiziție și implicit creșterea marjei de profit. O diversificare internațională a furnizorilor poate extinde semnificativ paleta de opțiuni. O tehnică foarte importantă pentru controlul eficienței companiei este monitorizarea profitabilității pe centre de cost. Fie că dezvolți mai multe linii de afacere sau segmente de produse, este important să aloci veniturile și costurile directe pentru fiecare centru de cost. De asemenea, trebuie să consideri cheltuielile generale și administrative și să le aloci pe centre de cost în funcție de corata veniturilor generate de acestea. Prin cheltuielile generale și administrative, mă refer la personalul administrativ, departamente suport, precum marketing, contabilitate, resurse umane sau vânzări. Nu este suficient să analizezi profitabilitatea la nivelul întregii companii, deoarece vezi doar ansamblul și pierzi din vedere detaliile. Degeaba vezi pădurea dacă nu înțelegi situația fiecărui copac în parte. Avantajele monitorizării profitabilității pe centre de cost sunt multiple. În primul rând, aloci mai eficient resursele limitate. De asemenea, poți să restructurezi compania în perioade dificile prin ajustarea chirurgicală, deci cu precizie maximă, a cheltuielilor acolo unde se pierd cei mai mulți bani. Precum comandantul unei embarcațiuni care ia apă, prima dată trebuie să acoperi rapid găurile cele mai mari. În același timp, dacă analizezi profitabilitatea pe centre de cost, poți identifica produsele ori segmentele unde se pierd cei mai mulți bani. Ca să înțelegem toate acestea, o să ofer un exemplu foarte simplu. Să ne imaginăm că o companie dezvoltă trei categorii de produse. Să le denumim în mod simplist A, B și C. Cheltuielile pentru fiecare produs în parte sunt câte 1 milion. Deci, în total, avem costuri de 3 milioane. Totuși, profitul adus de produsele respective diferă. La categoria A, să ne imaginăm că avem 0,5 milioane, la categoria B, o pierdere de 0,3 și la categoria C, un profit de 0,1 milioane. Deci, totalul profitului este de 0,3, ceea ce înseamnă 10% prin raportare la costuri. Putem spune că, per total, este o situație favorabilă, nu? Un profit de 10%. Totuși, dacă ai o analiză detaliată pe centre de cost, vezi că, practic, produsul B îți aduce o pierdere. Și atunci poți lua decizia să restructurezi această divizie și prin închiderea segmentului B, avem un profit care crește până la 0,6 milioane, ceea ce reprezintă 30% din total cheltuieli, pentru că costurile se reduc la 2 milioane. Și atunci avem un profit de 30%, de 3 ori mai mare decât situația precedentă. Pe lângă profitabilitatea obținută, capacitatea de restructurare a unei companii depinde și de structura costurilor. Companiile care au costuri fixe mari sunt mai rigide și vulnerabile în recesiune. Totuși, în ciuda numelui acestora, costuri fixe, practic, care indică imposibilitatea ajustării, acestea pot fi redimensionate prin creativitate și adaptabilitate. Spre exemplu,
dacă nu mai ai nevoie de tot spațiul de birouri, deși ai închiriat pe 5 ani, pentru că ți-ai redus activitatea sau o parte din angajați lucrează de acasă, așa cum se întâmplă în pandemia COVID-19 și probabil după, poți subînchiria o parte din suprafață. Dacă ai anumite activități în companie care nu justifică un angajat specializat în permanență, atunci poți externaliza funcțiile respective, precum sunt contabilitatea sau IT-ul. De asemenea, poți corela costurile furnizorilor cu performanța și succesul acestora în funcție de indicatori de performanță agreați împreună. O altă măsură pentru reducerea costurilor fixe este transferul personalului către companii de leasing. Din perspectiva costurilor salariale, poți introduce scheme de plată pe bază de bonus variabil în funcție de performanță. Nu în ultimul rând, poți reduce maturitatea contractelor cu furnizorii sau clauze de renegociere cu aceștia dacă se întâmplă anumite evenimente. Săptămâna viitoare continuăm cu finanțele personale, iar apoi revenim la analiza companiilor pentru a vedea care sunt tehnicile pentru a dezvolta o afacere solidă care să reziste în vremuri de recesiune. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine afacerea și familia ta.